Al doilea episod din maratonul nostru de 3 episoade din Most Wanted, pentru că se pare că e ceea ce vă place cel mai mult. Suntem pe un roadblock. Avem misiune de evitat cel puțin 10 roadblock-uri, după care să evadăm. Sincer, dacă ne dă corvetul, ok. Înseamnă că nu o să fie mare lucru, nici să evadăm, nici să nimic. Cât timp este tot ok și nu ne blocăm, nu dăm de ceva glitch ca să ne blocăm în pământ, atunci ar fi totul perfect, știți cum zic. Eu uite, suntem de hit level 3. Mă mir, sincer, deci chiar mă mir cum ne dă hit level 3. Am crezut că o să ne dea direct de la 5, ești nebun? Ok. Și sincer, nu poate nimeni să spună că acest corvet nu e frumos foc. Frumos foc, tată. Hai, da. Hai, cu roadblock-urile. O luăm pe la dreapta. Cu toate că uneori mi se pare că în curbe, parcă e șanse mai mari să ne spawneze un roadblock. Na, am ajuns la mall. Am putea să ne tot fățâim pe aici până când găsim un roadblock. Că se spawnează la un moment dat singur unul. Da, păi nu o să fac asta. O luăm pe aici, în schimb. Și acuși trebuie să ne dea unul. Haideți, băieți. Aolo, de unde dracu ne spawnează? Ok, aici să fim atenți. Nimic? Ok, atunci la dreapta o iau. Hai, fratello. Și mai sunt doar câteva challenger, băieți. Câteva challenger și facem marele challenge pentru Black Edition. Pentru că avem ediția de Most Wanted Black Edition. Stați așa. Ah, nu, ok. Mamă, ce era să mă duc direct către jeepurile alea. No, bun. Hai, frate, am făcut un sfert din hit level 3 și încă n-avem un roadblock. Ups. Întotdeauna intru prost, bă, în poliția asta. Na, măcar l-am băgat pe ăla în copac. Hai, frate, spawnați-mi și mie un roadblock. Dă-mi... ăla-i. Așa, mersi frumos, universule, că mă asculti. Ne băgăm pe aici. Mamă, ce... bă, ești nebun, ce sucitură ușoară poți să faci cu corvetul. Fii atent, deci dacă... deci dacă virez dreapta în timp ce fac speed breaker-ul. Ia uite, bă! Bă, mă lași. Ok, bine de știut. Bine de știut. Ați văzut cât de ușor m-am întors, nu? No, o luăm tot pe aici. Și avem încă un roadblock. Păi, bă, știi ceva? În stilul ăsta o să mă învârt numai pe aici. Na, două roadblock-uri. Fii atent că acum bagă numai unul după altul, ești nebun? Na, hai și prin ăsta. 3. Hai, mai dă-mi unul. Mai dați-mi unul, fraierilor. Nu că dăm evade. Bă, ești nebun? Bang! Direct, daună totală pe dracu. Poți să faci tu frontala cu 300, că nu dai daună totală. Are foarte mult sens jocul ăsta, da, știu. Astea skillurile de care zicea tipul ăla în comentarii că trebuie să le prind. Skillurile mai ca să învăț skilluri pe Most Wanted cu poliția, trebuie mai întâi să înțeleg fizica din jocul ăsta, care nu prea există. No, iar SUV-uri. Încearcă ei să mă fraierească pe mine. Să mă prindă în capcana lor, dar nu le va ieși în fața marelui zeu al condusului. Prost, zgârcea. O luăm pe aici, n-are rost să ne băgăm prin poliție, că nu ne ajută cu nimic. Na, bun. Avem iar poliție în față. Bă, suntem la jumătatea milestone-ului aprox. Singura chestie că, nu știu, bănuiesc că există modalități de a atrage mai ușor roadblock-uri, poliție, chestii. Dar, aiba știe.
Bă, până la urmă, urmei, vedeți foarte bine că suntem pe la ultimele challenge-uri. Și nu pot să zic că m-am chinuit foarte mult. Adică, sincer, la ultimele challenge-uri m-am chinuit cam la fel de mult cât m-am chinuit la unele curse. Unele curse din story mode, gen. Cred că a fost una singură, o singură cursă până acum pe care trebuie să o repet de cel puțin 6 sau 7 ori ca să o duc până la capăt. No, jumate din milestone e gata. Corvetul nostru frumusel, ăla-i, încă un milestone. O luăm tot așa pe lângă, mă rog, hai că tot l-am răsturnat pe unul. Muuu, ce urât i-am dat-ul ăla! Băi, frate! E gravă, bă! Ăla e în stare gravă, frate, deja. Ești nebun, l-am băgat în boală. Ar trebui să mă oprez, n-am mai face glume, că nu mi se niciodată. Mai bine tac, dracu. Uite-l, și al șaptelea Roblox. Bang! Și încă 3 mai avem de făcut. Și din câte ați văzut, în zona asta se cam spawnează destul de ușor roadblock-urile. Hai băieți, hai băieți, mai dați-mi unul. Hai băieți, mai dați-mi unul. Mă mir cum de încă sunt hit level 3, sincer. Nu știu, mă așteptam să fiu mult mai mare decât 3. Adică mi se pare un challenge foarte simplu pentru... Având în vedere că gen mai avem numai vreo 10 de făcut pe lângă asta. Cred că sunt exact 10 dacă nu iau în calcul... Dacă n-aș fi avut ediția Black gen, ediția neagră de la Most Wanted și dacă nu știam de aia cu Burger King, codul secret. Oh! Oh, oh, oh! Hai bă, că am învățat și noi să evităm cât de cât niște SUV-uri. Ăla-i, Roblox. Ăsta-l câtelea e? Tot al 8-lea. Ok. Hai băi, sunt numai 7 minute de când am început milestone-ul. Ăla-i. Încă unul aici. Bang, 9. Și mai dați-mi unul în față și gata. Suntem și hit level 3 numai, deci e ușor să trecem de el. Suntem și în jurul stadionului, deci e la țang. Ok, bine, iară SUV-uri. No, hai să ne întoarcem, hai să ne întoarcem. O să ne dea sigur un roadblock la întoarcere și putem să ne ducem apoi la stadion. Uuu! Uite-l aici, na, gata. Challenge complete. Superb. Ăla au făcut accident. Deci am rămas singur pe șosea. Dă-i tată, dă-i, bagă. Bagă, fratelo. Și ne băgăm la stânga. Fii atent, nici măcar nu ne mai trebuie. Nici măcar nu ne mai trebuie să trecem prin stadion, nici nimic. Direct ne băgăm aici. Așteptăm câteva secunde. Și challenge-ul e gata. În 7 minute 45. Mă rog, 8 minute și o secundă. Easy. Hai că asta chiar a fost ușoară, sincer, pentru, deci pentru cât de al câtelea challenge-ul, na, era 58. Ăsta e 59. 5 minute. Bă, e nașpa dacă ăsta o să fie dificil. Să vedem ce mașină. Suntem cu Cayman S sau Cayman S. S. Hai da băieți. Bam. Mamă, hai că ăsta prinde, bă, viteză. Sincer, mi se pare mai rapid și decât corvetul, ești nebun? O fi mai rapid decât corvetul sau dă-i doar o iluzie? Ah, ok, stai, am crezut că pot să iau pe scurtătură. No, am făcut și accident. Și ia, fiți atenți. Deci, ideea e în felul următor. Eu știu în principiu care sunt secretele, cum să conduci mai bine. Dar nu le pun în practică. Ia, o luăm pe aici.
Nu le punem practic din simplu fapt că nu-mi vine, nu știu, pur și simplu. Bă, mi-e place să merg, frate, cu viteză maximă, indiferent cât de riscant e, cât de... Și din câte vedeți, nu știu cum o fac, că... Toate obstacolele... Știți sportul ăla cu... Când se dau aia cu schiurile și trebuie să dea cu crengele alea în stâlpe aia, ce dracu or fi? Așa și eu cu... Cu Need for Speed, bă. Stai, hit level 5, fii atent. Deci mai înainte am avut pursuit la hit level 3, iar acum în curs să ne bagă hit level 5 direct. Da, bun. Chiar ești curios, bă, fii atent, mai avem 10 secunde. A, ajungem, cu atâtea accidente totuși trecem. Ok, aproape 8 secunde în plus. No, aici să fim atenți, să nu luăm... Ăla-i, frate. Ah, nu! Mamă, deci să-mi bag picioarele. Deci fix aia încercam să evit, băi, frate. Cum căcat din 6 fucking benzi și spațiu în mijloc de încă vreo 3. I-am nimerit fix în pom, ești nebun? No, păi naiba-l mai prinde pe ăla, mă. Căcat, se mai bagă și ăștia. Să bag picioarele. Bă, cum am pierdut-o, mă. No, hai. Ok. E bun. Hai să încercăm să mai lăsăm stâlpișorii ăștia deoparte, să nu mai tot atâta. Și mașinile la fel. Că vedeți că fiecare secundă e la un moment dat foarte importantă, mai ales dacă faci un mic accident, un ceva. Hai că alea care sunt inevitabile mai ies, dar astea pe care le pot evita ar trebui să fiu suficient de deștept, nu? Să am și eu 3 neuroni în creier. Mamă, frate, cum conduc, bă. Să-mi fie rușine, frate. Am ajuns eu la finish-ul jocului și încă conduc așa, mă. Ia uite, tu de unde ai apărut, frate? Bun. Pe scurtătură, băieți. De data asta o luăm pe scurtătură. Cred că data trecută nici n-am luat-o pe aici, așa-i? Nu cred că am luat-o pe aici. Ok. Tot am, deci am făcut accident și de la trecut exact aici, dacă nu mă înșel. Și cu poliția să am grijă, bă. Deci am mare grijă cu poliția. Că vedeți că ăștia acum vaci. Zvite în puii mei. Uite-te și tu. Fraierii. Cum așteptau ei, mă. Și fii atent că am făcut... Bă, frate, am luat mai puține secunde acum decât data trecută. Cu atâtea accidente câte am făcut data trecută, am luat totuși mai puțin acum. N-are sens. Bun, hai că facem acum schema. Voiam să iau pe stânga data trecută, ca să vă explic și logica. Voiam să iau pe aici ca să fie un pic mai scurtat drumul. Adică n-a fost chiar așa fără sens. Dar v-am zis, bă, din 9 fucking benzi. Mă rog, loc de 9 benzi în total. Am luat fix pomul, bă. Important e că acum luăm și noi și tolbutul ăsta. Dă-te-n puii mei cu poliția ta, cu tot. Ok, aici băgăm frână, curbă. Hop. Evităm accidentele. Evităm pe cât putem. No, porțiunea asta am condus-o bine, băieți. Vedeți dacă mă chinui și eu un pic așa. Un picuț, ha? No. Aici o frână așa micuță. Bang. Fii atent că mai avem un minut și aproape jumătate. Minut și un sfert până la următorul tolbus. Bun. Mamă, ce smooth a fost aici porțiunea asta, bă. Mă surprind și eu pe mine însumi, e bun. A, și mai e o chestie. Nu joc cu controller, băieți. Dacă jucam cu controller, atunci aveam mai bine controlul asupra frânelor și chestii.
dar nu prea-mi place. M-am obișnuit în Most Wanted fără, doar cu tastatura, gen. Și în general, astea de curse, în afară de Forza, pe care l-am mai jucat pe Xbox cu controllerul, că pui mei, cu ce dracu să știu joci pe Xbox, în afară de ăla nu prea o am cu, nu prea le am cu controllerele pe curse. No, bun. Fii atent. Mamă, câte secunde ne rămân aici. Păi e lejer, bă. Nu pot să cred. Nu pot să cred că se întâmplă chestia asta. Cum mă, să m-am blocat în nimic iarăși? Stați așa, stați o leacă. Stați o leacă. Partea bună e că am luat vreo 20 de secunde aproape. Ia uite-l și pe Cross de aici lângă mine, băi. Băi. Nu știu cât de rar e encounter-ul ăsta cu Cross, că eu l-am prins în ultimele, din toate pursuiturile, cred că ultimele pe care le-am avut. Mai puțin ăsta ultimul de hit level 3. Na, ce porci. Na, ce porci. 30 de secunde, băieți. 30 de secunde, 25. Să sperăm că vedem cât mai repede următorul tolbot, că dacă nu, înnebunesc. Deci efectiv înnebunesc. Fii atent, 16 secunde și încă nu-l văd. Unde dracu e? A, uite-l acolo. E finish-ul, ești nebun, am crezut că e... Ăla-i. Bang, gata. Easy peasy. Băieți, ajungem pe final. Fii atent, mai avem 8, 9, 10, 11 cu ăsta cu tot. Hai să facem achieve 15 minute police pursuit. Mamă. Then attempt to evade it. Attempt to evade it, îmi zice. Deci să facem un pursuit de 15 minute. Mamă, și ne bagă direct în hit level 5. Știți care e the easy way out? Mall-ul. Dar dracu face partea cu mall-ul. Eventual să mă duc acolo să scurtez și 5 minute, dar nu. Mă gândesc mai mult la voi, ca să aveți și voi să vedeți mai multe din joc, nu numai un pursuit de fucking 15 minute. No, bun. Păi cam asta ar fi strategia, cred. Va trebui să mergem pe la toate triunghiurile posibile, ca să rămânem cu cât mai puțin polițiști pe după noi. Bănuiesc și eu, nu știu, poate zic prostii, deși nu cred. Ia, avem roadblock, dar levităm. Bun. Elicopterul după noi, deci nu o să vină înseamnă mașini prea multe acum. Mamă, ce m-am speriat, am crezut că am spikes. Wow. Hai prin stânga și luăm pe la benzinărie. Gata, merg cu speed breaker-ul, că nu mai am încredere să trec pe la benzinărie așa de unul singur. Am pe stânga. 15 minute, băieți. De reușit eu zic că reușim, dar păi pușca mea. Știți că de obicei e cam imprevizibil jocul ăsta. Adică pana mea, ați văzut că data trecută sau cu două episoade a intrat elicopterul în fucking mașina de poliție. Bang, am luat-o prin stânga, am fraierit un pic așa, ia uite ce se învârt fraierii pe acolo. Și noi dăm așa. Mamă, m-am dus direct printre ele, ești nebun? În stânga. Voiam să-i ating un pic spatele. Ia, păcat, nu merge, ok. Hai să luăm prin dreapta. Mamă, ce grijă trebuie să am aici, băi. Ce grijă trebuie să am aici, frate. Vedeți cât de din scurt mi le dă acum roblocurile. Uite și SUV-uri. Mergeam cam încet pentru viteza lor tipică. Mamă, suntem de bea la
Hai de capul meu cât mai avem. Ia uite și eu pe unde o iau. Mă bag și eu în gura locului ca prostul. Hotu. Stați așa, băieți. Bang. Și direct viteză. Și hai, boss, că nu mă risc. No, 3 minute. Deci cam un sfert. Să zicem că un sfert. Op, suburile. Dar v-am zis că am învățat deja cum să le evit în puii mei. Poate după ce ai terminat și eu jocul ăsta o să învăț și eu cum se joacă. Bang. Ai zis cumva spikes? Ai zis ceva de spikes, așa-i? Nu știu, eu prin dreapta. Dă-te de aici, băi. Dă-te, băi, de aici, băi, că e periculos. No. Eu prin stânga și mă bag la mezinerie. Nope, vedeți ce-mi fac, ăștia, sau ce încearcă să-mi facă. Bang. Mă bag la mezinerie. Și prin roadblock, Doamne ajută că nu a avut spike-uri, că altfel eram varză acum. Că nici nu l-am observat, sincer. Și asta e practic tot ce avem de făcut. Mamă, fii atent la ăștia, bă, cum mă fac ăștia? Ok, stai. Deci, foarte important, băieți, țineți minte. De fiecare dată când aveți un pursuit de genul ăsta, una din tactici, cel puțin una din tacticile pe care le folosesc eu, încărcați-vă și țineți-vă, bă, încărcat nitro, frate. Țineți-vă-l încărcat, bă, că niciodată nu știi. Niciodată nu știi și fără nitro, uneori nu poți să scapi. Aia e mai grav. Bun, o luăm la stânga. Hai pe aici că mai este triunghiuri de dărâmat. Vine și helicopterul din nou. Dar pe momentan nu dărâm, că nu prea am ce să distrug cu dărâmarea lui pește. Acum vin multe mașini. Bună-i. Și hai repede la dreapta. Și ne băgăm iarăși pe la benzinerie. Bine, ce dracu, dărâm și o mașină în puii mei. Na, fii atent că am trecut fix printre ele, băi. Evităm roadblock-ul, că n-am de gând să stric progresul aiurea. O, nu. Stați așa. Bang. Ăla-i. Câte mașini am în spate? Numai una în spate, una în față. Ok. Hai să o luăm la stânga. Și iar am scăpat de toți. Ia uite-l pe ăsta, bă. Bă, deci ăsta cu elicopterul e nebun rău, mă. Okay. Hai să ne întoarcem aici repede. Repede, dă-te, până nu vine ăla cu ei corvetul. Și am crezut că pe mijloc este liber, dar erau spikes. Doamne ajută că le-am văzut la timp. Oh, stai. Oh my god. Mamă, de ce mă panichează, bă, roadblock-urile astea, frate. Okay, facem un semi-slalom ca să scăpăm de ăia. Pe stânga nu spikes, e ok, suntem safe. Auleu. Na, acum... A, bă, nu, încă nu suntem la jumătate. Stai, fii atent, mai avem 30 de secunde, acum realizez. Na, bun, hai acum prin mezinerie. Acum cred că o să fac ceva damage. Oh, nu.
Nope, 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 nope. De ce m-am mâncat în cur să mă întorc? De ce? De ce? Deci efectiv... Ok, deci rămânem pe data viitoare. Băieți, dacă v-a plăcut, like, share, subscribe. Țineți minte, maraton, e al doilea episod din 3. După care, mă rog, o să mai bag și alte episoade, dar continuăm, bineînțeles, cu Most Wanted în următoarele zile. Ideea e că like, share, subscribe. Dacă vrei să mă susții mai mult decât o faci deja și să vezi videoclipuri în avans, sub video, lângă numele meu de canal, dai click pe join sau alătură-te. Cu doar un leu 99, reușești să le vezi în avans și pe următoarele, ca de exemplu episodul de mâine sau de diseară, depinde când ăsta poți fi urcat. Mersi pentru susținere, mersi că aveți răbdare cu nervii mei și cam asta e. Eu am fost Gârgea și ne vedem în următorul episod. Aparent mi-a dat crash fix acum, deci cred că a fost un semn, un fel de boule. Oprește-te că oricum îți iei crash, știi? Hai, salut!